Poate ați văzut deja pe live că mi-am luat un nou controller pentru Xbox și anume Pulse Red. Este un controller roșu cu negru care îmi place foarte mult și după părerea mea arată mult mai bine pe YouTube. Salutare jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digital. Astăzi vă arăt la ce ne așteptăm atunci când cumpărăm un controller de Xbox și ce alte chestii ar trebui să cumpărăm pe rând în funcție de platforma pe care vrem să ne jucăm. În primul rând să facem rapid despachetarea, pur și simplu avem aici cutia, desfacem cutia așa într-o parte. Și aici avem controllerul. Cam așa arată controllerul mai de aproape. Îmi place că nu avem nicio pungă, nimic. Pur și simplu este într-o bucată de carton care este o formă perfectă pentru controller și în spate avem niște baterii de la Duracell. Ei bine, nu prea sunt eu bucuros că avem baterii din astea. Bateriile astea pot fi locuite cu baterii reîncărcabile, care din păcate nu pot fi reîncărcate în controller, dar despre asta discutăm imediat. Și cam asta este tot ce primim în cutie, nu mai primim nimic altceva pe lângă controller și două baterii. Asta bineînțeles dacă ne cumpărăm acest kit. Există și un pachet special, controllerul plus acest receptor wireless pentru calculator. Dacă vrei să te joci pe calculator, eu îți recomand să iei acel bundle unde primești și un receiver wireless care arată cam așa. E bine, controlul ăsta poți să-l conectezi și prin Bluetooth și prin cablu la un calculator. De exemplu, dacă ai un laptop, nu prea mai văd necesitatea să ții un astfel de adaptor. Dar din câte am observat eu pe calculator, deși aveam un adaptor Bluetooth, parcă se mișcă mult mai bine cu un astfel de adaptor wireless direct de la Microsoft. Adaptorul ăsta costă vreo 20 de euro, din câte știu eu dacă vrei să-l cumperi separat. Dacă îl cumperi împreună cu un controller la pachet, cred că ar putea să fie mai ieftin. E bine, cu acest adaptor nu doar că conectezi un controller, poți să conectezi patru controlere și poți să te joci jocul în multiplayer direct pe calculator. Să trecem rapid și la discuția despre baterii. Microsoft ne oferă o soluție care trebuie să o cumpărăm separat. Din nou, bateria asta costă 20 de euro, folosește litiu vine și cu un cablu de încărcare USB tip C. Există și o variantă pentru controllerul de Xbox One care vine cu un cablu micro USB. Bateriile sunt exact la fel, am făcut ceva clipuri pe tema asta, dacă găsiți ori bateria asta, ori cealaltă pentru Xbox One, din punctul meu de vedere, puteți să cumpărați oricare, atâta tot că doar cablul diferă. Și mă gândesc că toată lumea are oricum un cablu USB tip C. Cam așa arată bateria asta înăuntru. Ei bine, bateria asta o putem încărca direct prin portul USB tip C de aici. Hai să ne uităm puțin mai în detaliu la controller. Ce observ din start este faptul că joystick-urile sunt și ele roșii. Îmi place foarte mult că simbolul de la Xbox este roșu cu negru. După părerea mea, combinația asta roșu cu negru arată foarte bine. Dacă ne uităm aici și la butoane, avem din nou roșu cu negru culorile butoanelor care ar fi fost în mod normal sunt reprezentate cu niște puncte acolo. Foarte pe scurt, diferențele comparativ cu controlerul de Xbox One sunt butonul ăsta care vedeți că acum este rotund. Avem aici un buton de share și în partea din spate avem aici un fel de textură care se simte destul de fine. Bineînțeles, în loc de micro USB avem USB tip C am schimbat puțin luminositatea camerei ca să puteți să vedeți că textura asta specială este și aici pe mânere, ceea ce înseamnă că nu va mai transpira mâna atât de ușor cu un astfel de controller. Din punctul meu de vedere, controllerul ăsta este chiar mai ergonomic decât controllerul de PlayStation 5. Pot să mă joc mult mai mult cu un astfel de controller fără să mă obosească mâna deloc. Din punctul meu de vedere, cred că un controller este cel mai important accesoriu pe care îl poți ți lei ca și gamer. Deși foarte multe jocuri rulează foarte bine cu mouse și tastatură, din punctul meu de vedere, jocurile de racing în principal oferă pur și simplu o altă senzație când le joci cu un controller. Eu de fiecare dată când mă joc chiar pe calculator, 99% din timp folosesc un controller. Ca atât pentru clipul de astăzi, vă aștept pe live, dacă aveți alte întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii, încerc să le spun la toată lumea. Până data viitoare, toate cele bune!